Adelina, nu avem voie să asistăm atât timp cât suntem membri. Da. De nu avem, nu avem atâția colegi. Nu avem atâția colegi. Avem, avem. Păi, din ce știu, 3 sau 4 colegi au spus că au, au rude în examen. Deci, Doinița, parcă, dacă țin minte... Nu, eu am avut anul trecut. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. O să fie foarte complicată ideea asta. Aș vrea ca la o ședință cu directorii să spuneți că nu se poate cu 5 copii într-o sală, nu vom avea oameni în școli. S-a pus această problemă și a zis domnul Botea că suntem manageri și avem experiență și știm să rezolvăm orice problemă. Dacă puneți cu 6, că era varianta și de 6, câți are și Ionuț? Bine, eu am zis idee. Eu am zis că în sala mare de sport, aia de jos de la parter, acolo încap lejer 10 copii. Da. Plus că noi avem 50 înscriși, dar cred că vor intra maxim, maxim 45. Da, domnul Botea, de ce a propus așa? A venit vreo metodologie ceva sau se așteaptă vreo modificare la metodologie? Domnul a zis că așa a primit indicații la minister, dar abia marți sau miercuri vine, adică vine ceva oficial. De asta zic, așteptăm să vedem ce zice ministerul. Oricum... Vom apela la tot ce înseamnă și la doamnele educatoare și la doamnele învățătoare și la colegii profesori. Singurul inconvenient este că la colegii profesori sunt în 2-3 școli și sigur toată lumea trage de ei în toate părțile. Evident, evident. Da. În cazul scanării lucrărilor, cine se ocupă de lucrul ăsta? Pentru că durează foarte mult, cel puțin la limba română vor fi peste 4 pagini, că așa se întâmplă de obicei. Și durează cam un minut la fiecare pagină. Dacă luăm toate lucrările, Adelina, vedem, rămân din asistenți. Membrii comisiei. Pentru păi că da, eu trebuie să înregistrez și CD-urile. Nu știu cum te înțeleg. Pe de altă parte, manta ce e legată. Voi vedea cum aranjez calculatoarele. Noi n-am venit cu 3 scanere micuțe ca vai de mama lor. Și imprimanta din sala mea de clasă are scanner. Trebuie să avem și calculatoare conectate la el. Asta nu este o problemă. Se pot conecta relativ simplu. Problema este cine face toată treaba asta. Probabil o să trebuiască iarăși monitorizare video și pe toată perioada scanării. Trebuie cineva să stea să denumească fiecare. E foarte complicat. Trebuie fiecare fișier, trebuie avut foarte mare grijă. Da, așa este. Vom vedea, poate aducem calculatoare în sălile, în sălile de clasă care sunt monitorizate și după ce să retrag copiii, scanăm și acolo, scanăm și la secretariat. Mă înțelegeți? Adică unde sunt camerele să se și scaneze? Dacă cred că aici ar fi bine... Mă poți, mă auziți? Da. Se aud mai multe voci în același timp. Știu. Eu aud mai multe voci. Cred că ar fi bine o a doua propunere, după cea cu numărul de elevi, ar fi ca în componența acestei comisii să fie și un informatician, om care este mai aproape de partea asta, de scanat, de... Da, dar noi nu avem informatician. Păi îl putem introduce pe domnul Ciuciu în această comisie. Adică, pe lângă membrii, eu, Vica, să mai fie un om care să ajute, exact ce spune Adelina, vor fi sute de pagini de scanat. Știu, și nu m-am gândit la asta. Le scanez. Da, eu zic că s-ar putea ca ministerul să răspundă la toate întrebările astea, să gândească și până atunci toate, să vadă scenariile astea efectiv și să găsească o soluție, adică să crească numărul de membri dintr-o comisie, da. Să le dea mai mult timp, poate 2-3 zile pentru a scana lucrările de la română sau nu luni cred. Și marți până începem matematica să scanăm limba română. Adică să avem timp efectiv. Da, eu v-am zis doar ce, la ce să ne așteptăm în momentul acesta. Dar în momentul hai în care să mai așteptăm. Procedura da, și tot, da, transmit exact. Direct colegilor care, cu care am discutat să fim în comisie și mai vedem. Eu am zis așa, bine. Consider eu și vă bine. Cer părerea. Acum, spre final de săptămână, ar fi bine să ne întâlnim așa o jumătate de oră, nu vă rețin mai mult, să mai discutăm ce mai e nou, ce e o problemă, ce mai e, atât. Acum, până la final, că o să fie multe schimbări și multe noutăți, o să vină una de altă. Dar să o să după aia de cupezi. Da.
De fapt, poți să, acum poți să iei de aici. La Doinița, ne înveți cum să decupăm? Deja sunt în activitate. Termin. Sunt contra timp. Mai aveți întrebări pentru mine? Da. Vă ascult. Rapoartele le facem pe discipline, adică eu am și opțional română și latină, da, pe discipline. Nu, pe clase, pe clase. Stai, pe clase. La 8-a, câte ore de română, o oră de opțional. Ce ai făcut la ele? A, deci un singur raport pentru a 8-a, unul pentru a 7-a. Mă interesează să am raport de la fiecare profesor în parte și fiecare profesor să justifice orele pe care le-a avut în săptămâna respectivă. Așa, deci la clasa respectivă, indiferent câte discipline am, dacă am și latină și opțional și română, apar toate în același raport, la 8-a, de exemplu. Da. Am înțeles. Oana, a întrebat Vica, pentru că noi am primit de la școala cealaltă, raportul se face pe discipline. Păi pe discipline ce fac? Am română și la 5-a și la 7-a și la 8-a, spre exemplu. Ce fac? Nu știu. Mi se pare aiurea. Eu am scris acolo în chat, dar nu, probabil că nu te-ai uitat. Cum fac formularul? O pagină, dacă fac pe clase, spre exemplu, cum ai spus tu, la 5-a. Am un raport pe zi, o dovadă și o poză de la platformă. Toate astea le fac într-un Word de 3 pagini, cu forma alt Word pentru clasa 6, alt Word pentru clasa 8-a. Păi, ori alt Word, ori în același Word, dacă vine mai ușor separat, păi le separa pe clasă. După aia le arhivezi. Păi, asta e, deci trebuie să fac... Asta e puțin, dar ai zis dovada și poza, dar dovada ce înseamnă? Dovadă, spre exemplu, un print screen de la platformă la mine la Zoom sau un test. Testul nu le vreau, nu vreau să-mi puneți testele ca dovezi, le păstrați. Am înțeles, deci poza de la platformă și raportul. Am înțeles. Pozele astea nu sunt sigure că trebuie, dar puneți acolo poză, nu multe. Nu, o singură poză, un print screen, atât. Atât, maxim. Trebuie să le păstrați. Și apropo, am uitat să precizez, asta era o problemă, domnul Botea a zis că, sper să așa să și fie, că se vor plăti toate orele suplimentare, inclusiv cele de ansamblu sportiv. Pentru cei care știu că vă interesează și era o problemă, nu știam. Așa a promis dumnealui, să vedem dacă va fi sau nu. Și încă o întrebare. Vă ascult. Vis-a-vis de perioada 2-16 iunie, când vor fi cursuri cu clasa 8-a, noi tot așa trebuie să facem cu 6 copii în clasă, și să facem în ore nelimitate? 10 copii. Asta înseamnă că o clasă o rupem în două, să zicem, dacă avem 20 care participă, da. Și facem dublu numărului de ore. Da, faci două ore cu a 8-a, de exemplu, într-o zi. O oră cu unii și o oră cu unii. Și dacă avem în două școli, nu cum știu. Sunt eu, am două clase de a 8-a? Nu ești numai de eu, nu știu. Așa și eu cu de a 5-a. Nu, e vorba de clasele de a 8-a, e vorba doar de a 8-a. Nu știu. Mă gândesc și vă anunț. Nu știu exact. O cineva vorbește și mi-a închis microfonul. Vom stabili un orar împreună, Vica. Da, eu cum facem. Vom stabili 2-3 zile împreună și mergem în paralel. Pe 8 al împărt în două. În primii 10 copii lucrez eu de la 8 matematică, cu următorii lucrez cu română. Dar nu o schimbăm între noi. Așa, mă, de ideea e că trebuie să avem zile comune, că eu voi avea și în Mihai Viteazu. Îți alegi tu 2-3 zile în funcție de programul de dispoziție. Am înțeles. E bine. Iar eu mă pliez după tine. E bine. Așa vom face și la 8AB, că domnul de matematică nu poate veni decât când poate. Așa m-am gândit și eu să facem. Sigur. Da, e foarte bine. Atât, eu nu mai am alte... Mai aveți întrebări? E să nu se oprească. Deci cineva nu închis microfonul și vorbește în casă, dar așa e. Da, după voce e un bărbat. Da, nu știu, vă rog, cei care nu puneți întrebări, vă rog să închideți microfoanele, că nu ne mai auzim. Vai, Maria, mă roagă să închid microfonul. Stânga, jos, scrie mute. În stânga, jos, scrie mute. Mute, dau pe mute, da. Bun, acum, cine vrea să mai întrebi ceva? Mai avem 8 minute, hai să ne grăbim, dacă mă rog. Dacă nu mai aveți nimic de întrebat,
Ai lămurit și pe grupul școlii, da? Era bine și acum. Bun. Ce să vă zic? Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Mă bucur că v-am văzut. Câteodată chiar și poate nebuneala din școală. Ne întâlnim și joia viitoare. Înțeleg că ne întâlnim și joia viitoare jumătate de oră. Vă anunț dacă este. Voi, vă trimitem, da? Ce să vă zic? Știu că informațiile, cei care sunteți în 2-3 școli, informațiile sunt contradictorii. Și nu unii să dau informații contradictorii și fiecare înțelege ce înțelege. Mă, deci am redirecționat un mesaj de la doamna director, ne-a spus la ședința cu directorii că raportarea săptămânală să se facă pe discipline și pe ore. Asta ei, n-am înțeles. Așa a zis doamna. Eu ce să vă zic? Eu vreau să păstrăm lucrurile cât mai simplu la noi, că nu vreau să ne complicăm. Deci, Oana, și eu vreau să deranjez cu o întrebare. Deci, final, raportul se face până vineri la ora? 12. La ora 12 să le am la mine. Okay. Între 12 și 4 le descar, le arhivez, le numesc, ce le fac eu acolo, până la 4-5 cel târziu să le încarc pe platforma pe care ne-a dat-o și nouă. Și încă o întrebare. Deci nu le vrei arhivate? Postăm câte o poză pe zi sau nu pe zi, doamnă, nu pe zi. La săptămână. Pe săptămână, atâta. Pe săptămână, ok. Prea multe. Dacă, Florin, dacă le trimiteți arhivate, foarte bine, mă ajutați pe mine, nu mă încurcă. E bine. Bun, bine. Am mai bine arhivat, că după aia mă încurc. Aia vrea arhivat, aia vrea nearhivat. Nu, arhivate toate. Arhivate toate, da. Bine. Sunt ceva cu arhivate. Mai întrebat cineva ceva? Eu am întrebat. De schimbat, că așa le-am făcut și data trecută, ne-ai spus. Ia zic, sunt ceva cursuri propuse de pe la inspector? Da, v-am trimis pe mail de la doamna Anton de la CCD niște cursuri la care puteți participa și trebuie să-mi dați răspunsul. Astăzi să trimit adresa. Nu știu dacă ați verificat mail-ul. Dar nu sunt. Eu am verificat și nu am găsit. Ba da, ceva cu Zoom, cu Classroom, cu la alea să participați. Așa. Ai venit odată, dacă n-ai primit, nu-i nimic. Nu mai le-ai primit, dar scrie așa aplicații pentru evaluarea națională, scrie altfel. Da, dacă vrei să participați la unul din tot ce e acolo, că sunt mai multe platforme, mă anunțați astăzi printr-un mesaj pe WhatsApp, pe ce vreți voi, eu fac adresa oficială pe ce? Și la CCD. Pe ce? Pe ce? Pe grup, pe WhatsApp. Pe grup, eu ce vreți voi mă anunțați. Bine. Sunt gratis. Anume vreți să participați. Este un curs de 8 ore în 4 zile, 2 ore pe zi, la fiecare... În formă de webinar, câte 2 ore. De elevi la un curs. Și sunt gratis? Da. Păi pănuiesc că da. Așa am înțeles, mă mai uit. Da, sigur. Bine. Da. S-a cam terminat timpul, mai aveți întrebări? Deocamdată nu. Nu nimic, le adunați și ne vedeți săptămâna viitoare și felul să rezolvăm și noi mai multe probleme. Bine. Ce să vă zic, vă mulțumesc mult și noi. Mulțumim și noi. Ne vedem.